pe scurt, este un instrument care a fost introdus în legislație de la 1 ianuarie cu mult timp în urmă, însă guvernul precedent a hotărât să nu mai acordă o perioadă de derogare, ba mai mult decât atât, a venit cu această taxă de la 1 ianuarie 2018 la 1 ianuarie 2017, care îngreunează foarte mult activitatea dumneavoastră. Preocuparea noastră a fost foarte clară. În primul rând, să nu facem ca această taxă să fie transferată către cetățeni. În al doilea rând, să nu reprezinte o povară suplimentară pentru autoritățile publice locale. Soluția pe care am propus-o a fost aceea ca noua taxă să nu se mai aplice întregii cantități de deșeuri care merge la depozit, ci se aplice diferențiat în funcție de gradul de îndeplinire al angajamente pe care le introducem acum. Și anume, de ce s-a ajuns la această taxă? Pentru că România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană din punct de vedere al reciclării. 4,5% din ceea ce se colectează merge către reciclat. Avem obligația fața Comisiei, altfel din nou vom avea penalități, ca până în 2020 să ajungem la 50% grad de reciclare. Aș fost foarte bucuros că nu vor fi rău și n-ați zis rău dacă s-ar și întâmpla lucruri și să avem un orizont de timp. Mai mult de atât, vrem ca să ni se întoarcă acești bani către comunitățile noastre, pentru că dacă vrem să atingem 50% din deșeuri să le avem reciclate în 2020, noi trebuie să facem investiții majore. Și de aceea așteptăm ca din cele 7 direcții, cele 7 ghiduri ale Ministerului Mediului să avem o direcție exact pentru a sprijini administrațiile publice locale, să reușim să atingem acel prag, pentru că dacă nu-l atingem acel prag, costurile sunt foarte mari.